Din vremuri îndepărtate, neamul tracilor, cel mai numeros popor al vechii Europe, ne vorbește despre o epocă glorioasă în care cerul se întâlnea cu pământul într-o lume plină de mister. Tracii nu au dispărut. Ei sunt și astăzi printre noi, iar aceasta este povestea lor. Istoria antică a Europei ar trebui rescrisă. Înainte ca Roma să ia ființă, înainte ca Grecia să înflorească, neamurile tracice au ocupat spații vaste din continentul european și și-au lăsat amprenta asupra întregii sale istorii. În călătoria noastră către trecutul îndepărtat al Europei, vi se va prezenta o nouă viziune asupra istoriei antice. Multe dintre lucrurile pe care le credeați deja bine stabilite vor fi zdruncinate. Fapte și evenimente puțin cunoscute vor veni să redefinească istoria. Acum, peste 3000 de ani, tracii construiau așezări și cetăți impunătoare. Viața lor avea toată complexitatea unui popor sedentar, bine definit. Cultivau pomi fructiferi, vițe de vie și cereale, exploatau și prelucrau aurul și argintul. Și poate tocmai prosperitatea lor a atras războaiele care aveau să vină. Arheologia lingvistică a Iliadei lui Homer, a celebrei epopei antice, ne dovedește că, de fapt, războiul troian, atât de cunoscut în istoria omenirii, a fost un război al coaliției cetăților ahene împotriva cetăților tracice coalizate în jurul Troiei. În cântul al doilea din Iliada, Homer ne vorbește foarte clar despre prezența tracilor la Troia ca aliați ai troienilor, un neam care, potrivit surselor antice, pare să fie tot unul de neam tracic. Dincolo de pretextul arhicunoscut, războiul troian a fost un război pentru resurse și putere, un război care a avut ca miză și bogățiile troienilor. Analize spectrografice efectuate de cercetătorii germani în anul 1941 asupra unor piese descoperite de Schliemann la Troia au dovedit că cele mai multe piese aveau aur, erau confecționate din aur scos din minele din munții Apuseni. De fapt, se știe că în tot spațiul lor istoric, geografic și spiritual, tracii au știut să exploateze aurul din toți masivii muntoși din zonele respective, inclusiv în insulele din nordul Greciei. De exemplu, în Tasos și astăzi se vorbește de minele de aur pe care grecii le-au găsit atunci când au venit în Tasos și care erau, evident, exploatate de traci. Povestea comorilor tracogetodacice este una care merită povestită pentru că ea se întinde cu probe materiale pe o perioadă de câteva mii de ani. În munții Rodopi din vechea Tracie, astăzi pe teritoriul Bulgariei, încă pot fi cercetate minele de aur ale tracilor. Aici, tracii au exploatat aurul foarte mulți ani și cu foarte mulți ani în urmă. Намираме се в рудниците край Перперикон, в околностите на Перперикон, един от най-древните рудници за добив на злато на Балканския полуостров. Тези рудници днес са една изключителна атракция, макар че още не са разработени напълно, но и дори сега в момента техните коридори и галерии са дълги повече от 500 метра. Предполагаме обаче, че са били с километри някога. Според това, което знаем от изследванията на геолозите, това е било подземна река, която е била вкаменена в дълбоки времена и по-късно рударите на траките са се движили по нейното корито, разбивали се скалната маса и после се промивали, вадили се златото край реката. Рудниците на Перперикон
ни показват действително уменията на древните траки. Знаеме, че в Родопите особено, в южните Родопи край планината Пангей и тук в източните Родопи се е добивало изключително количество злато и сребро, разбира се, което е съпътстващо към него. Това е дало възможност на античните автори да говорят за траките беси, населението, планинското тракийско население на Родопите, които дълбаили земята с ръце, за да изкарат скъпоценния метал. Именно това злато, което е вадено от Родопите, е дало възможност и на гръцката цивилизация да се развива в следващите векове. Drumul către redescoperirea comorilor tracice din aur și argint ne conduce în așa numita Vale a Regilor Traci, un loc unde săpăturile arheologice au adus la lumină tezaure impresionante de o uriașă valoare istorică și artistică. Първото сензационно откритие е направено на Казълнашката гробница 19 април 1944 година. По-късно започва строежът на язовир Копринка. По време на работния процес лъсват руините на древният град Севтополис. От 1992 до 2006 година, благодарение на траколожката експедиция по могилни проучвания с ръководител Георги Китов, са направени разкопки и са открити повече от 10 запазени подмогилни съоръжения. Това, което виждате с червена боя на картата, е открито в този период. И поради тази причина долината на Розите е преименувана в долината на тракийските царе, тъй като в един толкова малък географски район са концентрирани толкова много гробници. În anul 1982, археologul bulgar Gheorghe Chitov se afla într-o situație destul de delicată, deoarece banii pe care îi avea îi ajungeau doar pentru o săptămână de cercetări arheologice. Fiind nevoit să aleagă între a săpa la întâmplare, în speranța că va găsi ceva cu care să convingă autoritățile, sau a amâna aceste cercetări, încercând să adune fonduri mai mari, a ales săriște și a săpat tumulul Malkata, unde, după câteva zile dezamăgitoare, a făcut primele descoperiri ale unor obiecte antice din aur. Obținând fondurile de care avea nevoie, a reușit în următorii 7 ani să descopere comori fabuloase, construcții funerare și picturi murale care impresionează. Din cei peste 1500 de tumuli care se găsesc în Bulgaria, au fost cercetați aproximativ 150. Ceea ce s-a descoperit în interiorul lor a pus istoria antică a acestor meleaguri într-o cu totul altă lumină. Mormintele regale ale tracilor au fost incluse între timp în patrimoniul UNESCO, devenind obiective turistice de interes mondial. Preocuparea autorităților bulgare pentru cercetarea și conservarea acestor vestigii au permis lumii întregi să descopere un univers tracic care uimește cu adevărat. În mormântul din Cazanlâc, de exemplu, descoperim minunate picturi murale vechi de 2500 de ani, o expresie a apogeului artei tracice. Privind cupola cu cercuri concentrice, unde își găsesc loc scene diverse, plăcut colorate, descoperim universul unei lumi nebănuite. Care trase de cai, o viață îmbălșugată, femei frumoase, și un cuplu regal care ascultă muzică în timp ce este servit de supuși. Cu siguranță aceste imagini nu reflectă o lume barbară, așa cum a fost prezentată lumea tracică adeseori. Dincolo de scopul primar, cel al depunerii rămășițelor pământești ale unor conducători, mormintele tracice ne arată, prin arta și simbolistica folosită, că ele sunt în același timp și temple, porți de acces către lumile celeste. La hotarul dintre viață și moarte, găsim chipul luminoase de femei trace care îl veghează pe cel plecat. Un alt mormânt impresionant este cel al regelui Seutes al III-lea, aflat la 15 km de Cazanlâc. Construcție elaborată, cu un coridor lung și încăperi boltite, cu uși din marmură și capete de zei care străjuiesc trecerea,
este locul unde s-au descoperit comori extraordinare ale artei tracice. Coroana regelui Seutes, ca și celelalte comori tracice, dovedesc un rafinament artistic extraordinar. Priviți cum arată această capodoperă realizată acum 2500 de ani. Coroana regelui Seutes al III-lea, descoperită în mormântul acestuia din movila Goliama Cosmatka, este fără îndoială cel mai spectaculos obiect aflat în muzeul din Kazanlık. Cununa din ramuri, frunze de stejar și ghinde din aur este delicată, dar impunătoare în același timp. O operă extraordinară. Alături de ea, chipul din bronz al regelui Seutes, cu trăsături bine conturate, ne poartă cu gândul într-un trecut încărcat de taine. Contextul care a permis ca toate aceste comori să fie realizate la un asemenea nivel de măestrie și rafinament a fost creat odată cu formarea Marelui Regat al Tracilor Odrisi. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, regele Teres reușește să adune neamurile tracice sud-dunărene într-un regat puternic care se întindea din Bulgaria de astăzi până în vecinătatea coloniei grecești Apolonia și până în zona Dobrogei, în România de astăzi, unde geții, un alt neam tracic, acceptă uniunea cu Odrisii. Apogeul acestui regat a fost atins în timpul dinastiei Cotizonilor și a regelui Sitalkes, în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Regatul Odris a continuat să prospere și sub domnia lui Seutes, Cotis și Kersebleptes. În timpul domniei celui din urmă însă, statul Odris este cucerit în anul 341 de Filip al II-lea al Macedoniei, teritoriul tracic devenind una dintre principalele baze de recrutare pentru armatele fiului său, Alexandru Macedon, cel mai mare cuceritor al Antichității. Alături de acesta, generalii și armatele tracice au ajuns până departe în Asia. La 300 de ani după aceste evenimente, împăratul roman Claudius invadează regatul Odris și îl desfințează, organizând în partea de sud a Balcanilor o nouă provincie imperială cu numele Tracia. În nordul Balcanilor, Dunărea, fluviul care străbate o bună parte a Europei, pare să fi fost în acele vremuri o barieră naturală capabilă să separe popoare și culturi. În realitate însă, lucrurile nu au stat deloc așa, pentru că neamurile tracice s-au întins cu mult de nordul acesteia. Chiar dacă s-au dezvoltat într-un alt cadru, la distanță de sute sau mii de kilometri, și chiar dacă Dunărea a tăiat spațiul tracic al Antichității, a continuat să existe o unitate culturală, spirituală și lingvistică. Comori similare cu cele ale tracilor sud-dunăreni au fost găsite și pe teritoriul tracilor din nord. Dacă în Bulgaria se estimează existența peste 1500 de morminte tumulare, în România, numărul acestora pare să depășească 5.000, imensa lor majoritate nefiind cercetate. Ceea ce puteți vedea acum sunt spectaculoasele movile de la Șona, undeva în centrul țării, în interiorul Arcului Carpatic. În număr de 8, dintre care 6 sunt grupate în două șiruri principale ce formează o misterioasă curte interioară, ele incită curiozitatea tuturor celor care le vizitează. Niciuna dintre aceste movile nu este încă cercetată arheologic. Spre deosebire de Bulgaria, unde interesul autorităților pentru spațiul tracogetic este foarte mare, acesta fiind valorificat atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere turistic, aici în România, autoritățile nu se arată la fel de interesate de istoria și de potențialul turistic uriaș pe care vestigiile tracogetodacice îl au. Cu toate acestea, au fost descoperite mai multe comori aparținând neamurilor tracice. E adevărat însă că o bună parte a acestor descoperiri au fost făcute accidental sau de către căutătorii de comori. Ne aflăm în muzeul Icem Turcia,
care găzduiește și tezaurul de la Agigheol, descoperit în anul 1931 de Moș Cordun. Acest tezaur princiar și tubular, care avea trei camere zidite, a fost distrus complet și, bineînțeles, vândut. Ceea ce vedem în dreapta mea este o copie fidelă a tezaurului care se află de mult plecat din țară înainte de al doilea război mondial. O parte din tezaurul original se află la Muzeul Național de Istorie din București, alături de alte comori tracice din aur și argint. Povestea lui Moș Cordun, descoperitorul și în același timp jefuitorul tezaurului de la Agigheol, este una dramatică. Dacă în prima fază s-a îmbogățit, în final și-a pierdut toată averea, a fost părăsit de soție și a sfârșit singur și nebun, izolat undeva în delta Dunării, vrând parcă să confirme povestea blestemului cu care ar fi însoțite comorile antice. Așa după cum se poate vedea, spațiul tracic nord-dunărean este la rândul lui bogat în tezaure din aur și argint din aceeași perioadă cu cele create în regatul Odris, mai exact secolele 4, 3 și 2 înainte de Hristos. De altfel, unele dintre piesele care se găsesc la Muzeul Național de Istorie din București sunt foarte asemănătoare cu cele aflate în muzeele din Bulgaria, acest lucru demonstrând existența unei culturi unitare pe cele două maluri ale fluviului. Chiar dacă multele neamuri tracice nu s-au adunat niciodată sub un singur conducător, situație în care, potrivit lui Herodot, ar fi fost de neînvins, au reușit totuși să păstreze elemente comune de identitate într-o diversitate a specificităților locale, așa cum astăzi descoperim o uriașă diversitate a tradițiilor și porturilor populare românești, unite însă în jurul aceluiași filon spiritual. Trecerea timpului a făcut ca multe din urmele culturilor antice să piară. Altele au ieșit la lumină prin munca și entuziasmul unor cercetători dedicați. În județul Iași, unul dintre tezaurele getodacice din aur a fost descoperit chiar în apropierea muzeului sitului arheologic Cucuteni. Impresionanta construcție de zid circulară adăpostește mormântul principal care a aparținut unui principe getic din secolul 4-3 înainte de Hristos. Acest mormânt tumular este similar cu altele descoperite în întreaga arie tracică, în nordul tracic, este vorba de cel de la Agigheol, dar și în sud, în zona Bulgariei. Nu departe de acest tumul a fost descoperit și un tezaur de aur, a cărei componență avea coif, colan, precum și alte obiecte de harnașament care au un decor și o iconografie similară cu cele descoperite în întreaga arie tracică. Că este vorba de un mormânt princiar, avem o altă dovadă, anume locuirea din apropiere de pe impresionanta cetate de la Cotnari Cătălina. Oare câte comori se mai ascund în pământ? Sunt mii de tumuli la vedere și cu mult mai multe vestigii ascunse în pământ pe care le putem doar bănui. Atât pe o parte a Dunării cât și pe cealaltă, tracii, fie ei odrisi, geți, daci sau purtând un alt nume, au avut o influență semnificativă asupra spațiului antic. Probabil că pentru mulți ar fi un șoc cultural să afle că personaje celebre ale mitologiei grecești, cum ar fi, de exemplu, Orfeu sau Dionisos, reprezintă împrumuturi din spațiul mitologic trac. Tracii au jucat un rol deosebit de important în cultura, în perioada eroică și sau legendară a istoriei Greciei antice, și grecii au preluat încă din perioada prehomerică și homerică
mai multe zeități tracice, atât feminine cât și masculine, din care am putea să amintim cultul zeilor Dionisos, Apollo, Sabasius. Perpericon е място, което всъщност е било населено още преди 7000 години. Още преисторическите хора от каменно-медната епоха са имали тук своето светилище. Но именно траките са тези, които го превръщат в едно от най-големите светилища въобще на Балканския полуостров. Според нашите предварителни данни, свещената площ, която обхваща целия район, е повече от 12 квадратни километра. 4 на 3 километра е тази площ, а ние се намираме, буквално бих казал, в центъра на този култ. Какво е представлявал култа от тези времена? Грубо казвам, ще го кажа, времената на Троянската война. Времето на легендите, описани от Омир. Само ще кажа на зрителите, че тогава именно при Троянската война и двете страни, и гърците, и троянците чакат тракийското вино да дойдат, тракийските герои да дойдат да им помогнат. Тези герои, това вино идвало именно от тези места. Какво е имало тогава тук? Още не сме изяснили цялата структура, но по принцип целият хълм е бил с олтари. Един от тях е бил главният олтар, за който ние предполагаме, че е бил олтарът на тракийският Дионис. Този олтар е вероятно описаното светилище още от Херодот за спровицалище на траките в Родопите, което е било не по-лошо от това на Аполон в Делфи. Според нашите виждания и според това, което знаем от античните автори, на тези места са идвали Александър Велики и Октавиан Август, получили тук прорицания за своето бъдеще. Descoperim cu surprindere că așa ziși barbari tracici, cum sunt numiți ușor peiorativ astăzi de partea istoricilor care le contestă atât vechimea cât și valorile, au avut o influență neașteptat de mare asupra fabuloasei mitologii și religii grecești, pentru că Dionisos, un mare zeu al panteonului grecesc, era tot de sorginte tracică și fără doar și poate fabulosul personaj Orfeu, preot, inițiat, șaman chiar, al lumii străvechi europene, este prin definiție de origine tracică și a avut o mare importanță prin cultul de mistere care s-a creat în jurul său și a fost perpetuat și practicat timp de mii de ani în Grecia antică, inclusiv după apariția creștinismului, în zonă. O altă zeitate mare a panteonului grecesc, probabil cea mai respectată după Zeus, era Apollo Hiperboreanul și de asemenea zeița Artemis, care în tradițiile, în religiile străvechi tracice sunt considerați gemenii divini. Ca o confirmare a celor spuse până acum, avem mărturiile grecilor antici care recunosc cu onestitate preluările mitologice din spațiul trac. În acest sens, vestitul istoric și geograf grec Strabon ne vorbește în lucrarea sa Geografia despre jertfele aduse la greci în cinstea zeițelor tracice Cotis și Bendis, subliniind în același timp că la traci se află izvorul ceremonialurilor orfice. Strabon mai spune că riturile sacre au fost împrumutate de greci de la traci și că locul în care sunt cinstite muzele erau în vechime locuri și munți ai tracilor. Referindu-se la atenieni, aflăm că aceștia erau dispuși să împrumute ritualurile sacre străine, însușindu-și mai ales obiceiuri trace și frigiene. Iată că privind lucrurile din perspectiva celor spuse până acum, începe să se contureze o altă imagine a relațiilor din lumea antică, o lume în care marea cultură grecească de mai târziu a fost puternic influențată de cea tracică la începuturi, lucru care ne conduce la o concluzie logică. Cel puțin în momentul în care grecii au preluat zeități și tradiții tracice, cultura tracică le-a fost superioară. Tradițiile spirituale ale tracilor au continuat să existe de-a lungul mileniilor. În secolul 1 înainte de Hristos se face cunoscut, în spațiul Antichității, un mare sacerdot dac, Deceneu, despre care Iordanes, în lucrarea Getica, spune că i-a învățat pe daci filozofia, morala, științele fizicii, medicina, astronomia, făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare. În munții Șureanu din România,
Găsim astăzi urmele uneia dintre cele mai importante centre spirituale ale acelor vremuri, care a fost condus atunci de însuși Deceneu. Comparat de mulți cu Stonehenge, acest spațiu spiritual pare să fie celebrul Cogaion despre care ne-a vorbit la un moment dat și Strabon. Ne avem, în ceea ce privește pe Geto Daci, o referire extraordinară la muntele Cogaion. Ea vine de la Strabo, se știe, se cunoaște citatul celebru cu privire la muntele Cogaion, cu privire la faptul că acolo Deceneu și sacerdoții lui aveau o anumită autonomie și erau faimoși în spațiul antic, ca să vină după câteva secole iordanesc, care se referă sau se bazează pe niște date istoriografice din timpul lui, cu mult mai bogate decât cele pe care le avem noi astăzi, și dă niște lucruri extraordinare. Ei bine, dacii noștri cunoșteau mersul stelelor, mersul planetelor, de câte ori discul Soarelui întrece în dimensiune discul Pământului. N-ar trebui să ne mire lucrurile astea. Cu 150 de ani înainte, un Eratosthene măsura cu destulă precizie raza Pământului, plecând de la observațiile Soarelui și a umbrei în fundul unei fântâni. Există un număr enorm de date care afirmă că acolo a fost Cogaion. Cogaionul pomenit de Strabo, Cogaionul oarecum faimos în vremea lui și care s-ar putea să fi fost unul din polii de cunoaștere științifică. Ceea ce e foarte important de știut e că astronomia dacică nu este o chestiune inventată de noi. Ea se transmite în folclor, prin o serie întreagă de referințe în folclorul românesc despre zâna cerului, despre Dumnezeu, despre niște zeități sau despre soarele și luna, care sunt personaje extrem de importante. Se pare că pe la începutul secolului, primului secol al noului mileniu, cercetarea lor extraordinară de astronomie aplicată de la Cogaion s-a amplificat și s-a ajuns la o chestiune mult mai serioasă, și anume la muntele Godeanu, care se află la 3 km în linie vizuală directă cu sanctuarele și cu vârful de la Sarmizegetuza Regia, de la așa numita Sarmizegetuza Regia. Acolo, nu numai după părerea mea, ci și după cercetările noastre, cu spectrograme urtim, cu datele terenului și cu toate datele de calcul astronomic modern, la care am fost ajutați de niște astronomi pe plan internațional faimoși, cu certitudine, punctul Godeanu era un observator sau un punct de observare astronomică. Asta e foarte important de știut. În vremurile de demult, Dacia era un ținut plin de mister și de frumusețe, un loc unde eroi și ființe cu puteri magice se întâlneau pentru a porni împreună în aventuri minunate. Din acele timpuri de legendă, în care oamenii se credeau nemuritori, au ajuns până la noi poveștile unor întâmplări uimitoare. Aceasta este cartea lor, Poveștile magice ale dacilor. O carte pe care am scris-o pentru cei mici, dar și pentru cei mari. O carte ilustrată fermecător de Cătălina Boieru. Caut-o pe site-ul daciaart.ro și fă-i o bucurie copilului tău. Poveștile magice ale dacilor. Până acum ați putut afla lucruri semnificative despre comorile tracilor, atât cele materiale, cât și cele spirituale. În continuare vă propun să parcurgem pe scurt zona eroică a spațiului trac. În prima parte a acestui film ați putut afla despre prezența tracilor la Troia și despre generalii și armatele tracice care l-au însoțit pe Alexandru cel Mare în campaniile sale de cucerire. Acum vă propun să ne orientăm atenția către regina Tomiris,
regina Massageta Tomiris, cea care a învins Imperiul Persan. Regina Tomiris a Massageților apare în cartea întâi a istoriilor lui Herodot, în calitatea ei de învingătoare a lui Cirus cel Mare, întemeietorul Imperiului Persan, în jurul anului 529 înainte de Hristos. Este vorba de o perioadă cu cel puțin 15-16 ani înaintea expediției lui Darius I-a lui Istaspe, cel despre care pomenește și Eminescu și, bineînțeles, alte surse grecești și romane mai târziu. Istoricul medieval Iordanes amintește faptul că regina Tomiris, după înfrângerea perșilor, după înfrângerea lui Cirus cel Mare, a plecat cu poporul său, stabilindu-se în Scitia Minor, unde a întemeiat cetatea Tomis, și acest lucru este într-un fel confirmat de expediția lui Darius la gurile Dunării. Adică, din punct de vedere al dinamicii geopolitice a acelei epoci, lucrurile se confirmă. Ceea ce spune Iordanes este e confirmat de această expediție care încearcă supunerea geților. La aproximativ 150 de ani după ce regina Massageta Tomiris învingea Imperiul Persan, un alt personaj remarcabil se face cunoscut lumii. Este vorba despre regele getodac Dromihete, care stăpânea atât în sudul cât și în nordul Dunării. La începutul secolului al III-lea înainte de Hristos, regele Dromihete îl învinge de două ori pe Lysimach, fost general în armata lui Alexandru Macedon, devenit ulterior rege al Traciei elenistice. Lecția de viață pe care Dromihete i-a dat-o rivalului său s-a păstrat până astăzi. Deși îl făcuse prizonier pe Lysimach împreună cu fiul său și întreaga lui armată, în loc să-i ucidă pe toți, Dromihete i-a invitat la un ospăț în care prizonierii au fost serviți în vase și cupe din aur, în timp ce Dromihete și nobilii săi au mâncat în vase din lut. Mesajul a fost înțeles de Lysimach, care, după eliberare, i-a dat înapoi lui Dromihete cetățile pontice cucerite și, după cum spun anumite surse, i-a dat-o chiar și pe propria lui fică de soție, regelui Getodac. Expedițiile la nordul Dunării, efectuate de armatele lui Alexandru cel Mare și apoi de generalul său Lysimach, sunt o dovadă a importanței militare și politice a tracilor nord-dunăreni în această perioadă, iar dovezile arheologice descoperite în situl arheologic de la Piscul Crășan sunt foarte concludente în privința localizării cetății Helis, reședința regelui Dromihete, care este consemnat în sursele elenistice, romane și chiar bizantine mai târziu, în primul rând pentru exemplul său de diplomație politică și pentru comportamentul său deosebit față de adversarii luați prizonieri, pe care îi tratează regește, arătându-le că au venit să-i uzurpe sărăcia, de fapt. Un alt lucru remarcabil care are legătură cu Dromihete este mormântul lui, descoperit în anul 1982 lângă satul Zveștarii, în Bulgaria, în urma unor cercetări arheologice. Intrat în patrimoniul UNESCO din anul 1985, mormântul este un monument unic al culturii tracogetice. În niciun alt mormânt tracogetic descoperit până acum, nu se întâlnește o astfel de combinație de arhitectură, sculptură și pictură. Datat în prima jumătate a secolului al III-lea înainte de Hristos, mormântul este format dintr-un coridor și trei încăperi, un hol, camera mortuară și o cameră destinată darurilor de înmormântare. Foarte interesante sunt ornamentele încăperii centrale. Friza, formată din 10 sculpturi feminine, au, potrivit arheologilor, legătură cu zeița mamă și cu cele 10 aspecte ale sale. În camera mortuară există și un desen care o reprezintă pe zeița mamă, oferindu-i o cunună regelui aflat pe cal. În spatele zeiței sunt femei care aduc daruri, în timp ce în spatele regelui sunt războinici.
Unul dintre lucrurile foarte interesante pe care le descoperim în mormântul lui Dromihete este simbolul bourului aflat pe frontispiciul mormântului. Este interesant pentru că îl regăsim și în tezaurul princiar tracic de la Cucuteniaș, contemporan cu mormântul lui Dromihete. Ceva mai târziu, în Evul Mediu, bourul devine elementul central al stemei Moldovei timp de sute de ani, pentru ca astăzi să-l regăsim pe stema națională a României. Ar putea fi acest lucru dovada unei continuități de cel puțin 2500 de ani? Călătoria noastră în căutarea eroilor traci ne duce și la celebrul Spartacus, cel mai cunoscut gladiator al Antichității. Născut în apropiere de Sofia, în Bulgaria, și făcut sclav de romani, Spartacus devine unul dintre cei mai puternici și temuți gladiatori. Dorința lui de a-și redobândi libertatea îl face însă să conducă cea mai mare răscoală a sclavilor din Republica Romană în anul 73 înainte de Hristos, o răscoală care avea să zguduie din temelii Roma. Lupta lui a ajuns să fie cunoscută de întreaga lume, el fiind astăzi un simbol mondial al luptei pentru libertate. Contemporan cu celebrul gladiator, a fost un alt personaj marcant al Antichității, regele getodac Burebista, care a ajuns să stăpânească și peste locul nașterii lui Spartacus. Deși Herodot a făcut această observație asupra tracilor, vorbind despre traci, apreciindu-i, dar spunând că nu sunt uniți și că dacă ar fi uniți, ar fi de neînvins. Totuși, neamurile tracogeto-dace aveau multe la număr. Aveau aceeași limbă, aceeași spiritualitate, aveau o viață comună pe un teritoriu vast al Europei antice și era firesc ca în mintea înțelepților și a conducătorilor acestor neamuri să fie prezentă ideea de unitate politică în condițiile în care împotriva lor veneau tot felul de provocări și agresiuni ale unor forțe imperiale sau ale altor vecini doritori să se instaleze ei în această țară. Cel care a pus în operă această operă de unitate, a pus în operă această idee de unitate politică a fost marele rege Burebista. Acest lucru ne este spus de izvoarele antice. Astfel, Strabon, în lucrarea Geografia, consemnează următoarele. Luând în mână cârma neamului său, Burebista a ridicat poporul copleșit de nevoi din pricina nesfârșitelor războaie și atât de mult l-a îndreptat prin anumite deprinderi, viață cumpătată și ascultare de porunci, încât în puțini ani a făurit o mare împărăție și a adus sub stăpânirea geților pe cei mai mulți dintre vecini. Ba chiar și de romani era de temut, deoarece trecea neînfricat Dunărea și preda Tracia până în Macedonia și Iliria. În urma acestor campanii, Burebista a ajuns să stăpânească tot teritoriul de dincoace și de dincolo de fluviu. Confirmând spusele lui Strabon, o inscripție celebră de la Dionysopolis, Balcicul de astăzi în Bulgaria, ne spune că Burebista a ajuns cel mai mare dintre regii din Tracia. Unificarea politică a neamurilor tracogeto-dacice realizată de Burebista a fost o reacție la pericolul roman în creștere. De altfel, Burebista s-a implicat în conflictul dintre Cezar și Pompei, cei doi pretendenți la conducerea Romei, promițându-i ajutorul celui de-al doilea. În cele din urmă, Burebista este asasinat în anul 44 înainte de Hristos, în același an cu Cezar, iar imensului regat se destramă. În anii care au urmat, romanii au ajuns până la Dunăre și au început campania de cucerire a Daciei, condusă la sfârșitul primului secol de după Hristos de regele Decebal.
Dunărea nu a fost un obstacol major pentru romani, astfel că armatele romane, sub conducerea generalului Fuscus, au trecut în anul 87 înainte de Hristos pentru a se înfrunta cu dacii lui Decebal. Primul război de la Tape se soldează cu înfrângerea armatei romane și cu moartea generalului Fuscus. Un an mai târziu, împăratul Domitian trimite o nouă armată împotriva dacilor. De data aceasta, izvoarele istorice vorbesc despre o victorie a romanilor. Este însă foarte curios faptul că pacea încheiată după războiul din anul 88 este una foarte favorabilă dacilor. Romanii, plătindu-le acestora timp de 13 ani subsidii, un fel de taxă de protecție, și oferindu-le meșteri romani pentru ridicarea de construcții civile și militare în Dacia. Știind că romanii nu vor renunța la ideea cuceririi Daciei, Decebal se pregătește pentru noile războaie. În lupta împotriva Imperiului Roman, Decebal, în perioada sa de 19 ani de domnie, a organizat și a încercat să dezvolte o coaliție antiromană care se întindea din zona Persiei până în zona nord-germanică, ajungând, după unele surse, chiar la contacte politice și militare cu generali chinezi, care promiseseră un anumit sprijin. În anul 101, Traian, noul împărat roman, sosește în Dacia hotărât să o cucerească și astfel încep dramaticele războaie dintre daci și romani care duc la căderea regatului dac. Războaiele dintre daci și romani din anii 101, 102 și 105, 106 se termină cu victoria romană și cucerirea unei părți din Dacia. Cu tot eroismul dacilor, care se credeau nemuritori, victoria nu mai este posibilă în fața celei mai mari mașinării de război a vremii. Pentru a nu se lăsa prins, Decebal se sinucide. Piesele de aur și de argint capturate de romani după cucerirea Daciei constituie cea mai mare pradă de război consemnată vreodată în întreaga istorie a Romei și a Imperiului Roman. Importanța acestor capturi de război este atât de mare încât finanțele Imperiului Roman au fost restabilite pentru o perioadă de mai mulți ani. Cetățenii romani au fost scutiți de taxe timp de un an, iar sărbările publice organizate în cinstea înfrângerii asupra regelui Decebal, victoria asupra regelui Decebal, au durat 123 de zile. Învingerea dacilor a fost o miză importantă pentru Imperiul Roman, aflat sub conducerea lui Traian la maxima sa extindere teritorială. Dacii erau nu numai foarte bogați și buni de jefuit, ci și luptători de temut, cel mai puternic adversar al Romei în acel moment. Probabil că aceste lucruri, dar și altele, l-au determinat pe Traian ca la puțină vreme după victorie să facă câteva lucruri fără precedent în istoria Imperiului. Astfel, în anul 113, la Roma este ridicată celebra columnă care îi poartă numele, cel mai impresionant monument artistic al Antichității. Cu o înălțime de 30 de metri, un diametru de aproape 4 metri și o suprafață desfășurată a basoreliefurilor de 204 metri, columna ilustrează povestea războaielor daco-romane cu o impresionantă artă și atenție pentru detalii. Copii ale uimitorului monument se găsesc astăzi în multe muzee ale lumii, inclusiv în București. Cel mai de necrezut lucru făcut de Traian este însă ceea ce expertul în istoria artei, Leonard Belcescu, numește programul iconografic dedicat dacilor de către romani. În lucrarea sa Daci în sculptura romană, studiu de iconografie antică, Leonard Belcescu identifică peste 100 de statui de daci
aflată la început în forul lui Traian, astăzi prezente în diverse muzee ale lumii. Este evident că niciun alt popor învins de Roma nu a beneficiat de o atenție atât de mare din partea artiștilor plastici romani. De ce oare romanii le-au ridicat învinșilor statui de până la 3 metri înălțime în atitudini pline de demnitate? Pentru că niciuna dintre aceste statui nu îi pune pe daci în poziții umilitoare. Ele exprimă forță și mândrie, iar multe dintre acestea sunt mai mari decât orice statuie păstrată cu împăratul Traian. Una dintre explicațiile logice pe care le putem avea ar fi aceea că Traian și romanii au admirat vitejia unui neam care, potrivit doctrinei zamroxiene, se credea nemuritor și lupta cu neînfricare. Motivele sunt însă cu siguranță mai multe. Deși teoria oficială promovată astăzi în România este aceea că, odată cu victoria lui Traian, dacii și-au acceptat soarta și s-au romanizat, inclusiv cei din afara granițelor Imperiului, probele materiale, izvoarele istorice și logica infirmă total această teză. Atât în granițele Imperiului, cât și în afara lui, dacii și-au păstrat identitatea și au continuat lupta pentru redobândirea libertății. După cucerirea romană din 106, teritoriul Moldovei actuale a rămas în afara granițelor Imperiului Roman, în afara stăpânirii romane și implicit populația care a locuit acest teritoriu a fost denumită mai târziu de specialiști, în urma săpătorilor arheologice, dacii liberi. Cercetările arheologice au demonstrat că teritoriul Moldovei este bogat în situri, incluzând așezări, necropole, peste 100 de astfel de situri, iar printre cele mai numeroase sunt în zona râurilor Moldova și Siret. Printre ele, în a doua jumătate a secolului 20, au fost cercetate siturile de la Poiana, de Dulcești, Roșiori, Budnărești, dar și celebra așezare și, bineînțeles, cimitirul dacilor liberi de la Văleni. Acest cimitir este cel mai mare din zona noastră și din Europa, întrucât cuprinde peste 600 de morminte, iar mai bine de 3 sferturi dintre ele sunt de incinerație. Știm prea bine că se practica ritul, biritualitatea, adică atât și incinerația cât și înhumația în perioada dacică, nu doar cea clasică, ci și după, în perioada dacilor liberi. Ptolemeu, la începutul secolului al II-lea după Hristos, pomenea că pe Valea Siretului se aflau trei dave, adică trei orașe sau polisuri, cum le denumea el în geografia sa. Una dintre ele a fost Zarghedava, care confirmă atât denumirea dată de către Ptolemeu, cât și marea bogăție a unei asemenea oraș sau asemenea așezare, care a dat până în prezent peste 200.000 de piese prin cercetările pe care le-am efectuat noi. Ele confirmă, în primul rând, faptul că avem de-a face cu existența unor orașe, a unor polisuri, așa cum le spunea Ptolemeu. Dovezile arheologice ne arată că în afara spațiului Imperiului Roman, dacii au continuat să se dezvolte în spiritul propriei culturi. Dincolo de aceasta, izvoarele latine ne vorbesc despre un număr însemnat de războaie purtate de dacii liberi și aliații lor împotriva Imperiului în secolele 2 și 3 după Hristos. În același timp sunt consemnate mai multe răscoale ale dacilor din spațiul ocupat de romani, prima dintre acestea fiind în anul 117, anul morții lui Traian. Oare răscoalele și războaiele dacilor de după anul 106 nu ne arată că romanizarea nu s-a produs? Povestea tracilor s-ar fi putut opri aici, cu înfrângerea Daciei lui Decebal. Ea continuă însă într-un mod neașteptat. Odată cu intrarea unei părți importante din spațiul tradițional al tracilor în componența Imperiului Roman,
Tracogetodacii încep să obțină cetățenia romană cu toate drepturile care decurg din ea. Acest lucru le-a permis multora să avanseze în administrația și armata romană și, ceea ce pare de necrezut, să ajungă chiar și la conducerea Imperiului Roman. În contextul crizei militare a Imperiului Roman la Dunărea de Jos, unde atacau continuu Imperiul Getodaci, generalul roman de origine getodacă, Regalianus, a fost proclamat împărat de către legiunile din Mesia și Panonia. Iată ce spune istoria Augusta despre acest comandant. Regalian îndeplinea funcția de comandant militar în Iliria și a fost făcut împărat. Autorii acestei fapte au fost locuitorii din Mesia. Despre el spune așa în continuare izvorul. El totdeauna, acest Regalian, a fost un bărbat priceput în treburile militare și suspect lui Galienus încă de mai înainte, deoarece părea că e demn de domnie. Se spune că el era de neam dacic, fiind chiar rudă cu însuși Decebal. Aceasta o spune istoria Augusta. Sursele consemnează și alți împărați romani de origine tracogetodacică. Printre aceștia, un loc semnificativ îl ocupă împăratul Galerius, care a condus Imperiul Roman între anii 305 și 311 după Hristos. Împăratul Galerius nu numai că era foarte mândru de originea sa dacică, dar un scriitor bisericesc, Lactanțiu, din câteva decenii după moartea lui, amintește faptul că el voia să schimbe numele Imperiului Roman în Imperiul Dacic, iar pe arcul său de triumf de la Tesalonic se găsesc chipurile unor luptători daci grupați în unități militare care poartă embleme specific dacilor. Iar arcul de triumf în sine este închinat unei victorii pe care Galeriu a obținut-o cu ajutorul trupelor de elită pe care le mobilizase din lumea dacică. Arcul lui Galerius din Salonic este cea mai bună dovadă a faptului că dacii nu au dispărut din istorie. La aproximativ 200 de ani după cucerirea unei părți din Dacia și la câteva decenii după retragerea romanilor din Dacia, aici îi găsim pe daci la fel ca și pe columnă. Aceleași figuri, aceeași îmbrăcăminte, același tip de arme și draconul dacic. În contextul în care istoria oficială ne vorbește despre sfârșitul culturii dacice odată cu victoria lui Traian, ai găsit pe daci 200 de ani mai târziu, îmbrăcați la fel și în același timp victorioși, pe arcul triumfal al unui împărat roman de origine dacică, Galerius, este un lucru care ne pune pe gânduri. Pentru că ne întrebăm de ce aceste informații nu se găsesc și în cărțile noastre de istorie. Oare aceste fapte nu sunt suficient de importante pentru a fi menționate? De ce să nu fie un subiect de discuție și dezbatere în școlile din România? Întrebările ar putea continua, așa cum și probele materiale care vorbesc despre importanța dacilor în Imperiul Roman continuă. La Roma găsim astăzi un alt arc triumfal care prezintă interes pentru întreg spațiul tracogetodacic. Este vorba de arcul lui Constantin, cel care i-a urmat lui Galerius la conducerea Imperiului. El este ridicat pentru a marca victoria sa împotriva lui Maxentius în bătălia de la Ponte Milvio. Ceea ce surprinde este prezența a 8 statui impunătoare de daci în poziții demne, care străjuiesc de la înălțime monumentul. De ce nu găsim în locul lor statui de generali și militari romani cu uniforma lor specifică? Oare pentru faptul că dacii aveau o importanță semnificativă și în vremea lui Constantin cel Mare? Surprizele nu se termină însă aici. Importanța getodacilor în Imperiul Roman și prezența lor în vârful acestuia
este subliniată și de statuile de daci din porfir roșu. În condițiile în care porfirul roșu era monopol imperial, faptul că descoperim statui antice de daci confecționate din această rocă întărește celelalte argumente prezentate. Și surprizele continuă. Ultimul mare împărat de origine traco-iliro-dacă, Justinian, încearcă în secolul al VI-lea reconstituirea Imperiului Roman într-o variantă creștină, iar în ctitoria sa de la Ravenna, cei trei magi veniți în întâmpinarea nașterii lui Iisus Hristos sunt înfățișați cu căciuli de nobili daci. Este foarte important de menționat că împăratul Justinian este cel care întărește toate garnizoanele depărtate ale Imperiului cu unități militare dacice. Și până astăzi, de exemplu, la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai, un anumit trib de munteni țin la originea lor valahă, pe care și-o recunosc și sunt foarte mândri atunci când întâlnesc oameni veniți din România. Toate probele prezentate până acum dovedesc importanța incontestabilă a tracogetodacilor în Imperiul Roman pentru mai multe secole. Peste toate, să nu uităm că romanii, la rândul lor, au și rădăcini tracice. Originile tracice ale romanilor sunt o recunoaștere implicită a multiplelor rădăcini carpatice ale civilizațiilor din peninsula italică. O confirmare științifică modernă a izvoarelor istorice care vorbesc despre rădăcinile carpato-danubiano-pontice ale unora dintre populațiile străvechi din peninsula italică a fost făcută recent printr-un studiu de paleogenetică realizat la Hamburg, în Germania, de dr. Georgeta Cardoș și profesor universitar dr. Alexander Rodewald. În cadrul acestui studiu s-a comparat situația genetică a populațiilor vechi de 3-4-5 mii de ani de pe teritoriul României cu situația genetică a actualelor populații europene. Pe lângă dovedirea unei continuități între populațiile vechi și populația actuală a României, s-au constatat și înrudiri genetice importante cu alte populații europene. Studiul nostru de paleogenetică a relevat relații de înrudire genetică la nivel mitocondrial între populația din Turcia, de pe coastele Mării Mediterane, Mării Egee și Mării Negre, și populațiile vechi din România, și de asemenea a relevat la nivel nuclear relații de înrudire genetică mai apropiată între populația Italiei, din zona Italiei de Nord, și populațiile vechi din România. Desigur, atunci când doamna dr. Georgeta Cardoș ne vorbește despre înrudirea populațiilor vechi din România cu cele actuale din Turcia, nu se referă la populațiile turcice, ci la cele de origine tracică care, în acel spațiu, au reușit să-și conserve bagajul genetic pentru mai multe mii de ani. Fără îndoială că lămurirea trecutului antic presupune colaborarea cu oameni de știință și autorități din mai multe țări. Pe această cale țin să mulțumesc oamenilor de știință și autorităților din Bulgaria, al căror sprijin în realizarea acestui film este neprețuit. Радвам се, че сте дошли тук, вас и вашия екип присъствате в и сте посещавате град Исперих и община Исперих относно гробища в Исперих, тракийските гробища, което е под закрилата на ЮНЕСКО. Радвам се също така, че обръщате внимание на тези неща за житието и битието на нашите хора и прадеди, които са живели в тези земи. Мисля, че това ще подпомогне за по-нататъчното ни развитие с Румъния и България, за по-близкото ни отношение. Rememorând-o ce s-a spus până aici, constatăm că tracogetodacii aveau o cultură avansată și că erau creatori rafinați de artă. Descoperim că au influențat major cultura grecească, grecii preluând de la traci tradiții și zeități. Eroii antici tracogetodaci au devenit simboluri moderne pentru eroismul și faptele lor. În același timp,
Tracogetodacii au ajuns la conducerea celui mai important imperiu al Antichității, cel roman. Oare toate aceste lucruri nu ar trebui să ne facă să reconsiderăm tot ce știm despre istoria antică? Chiar putem crede că cel mai numeros popor al vechii Europe s-a neantizat? Cercetările arheologice efectuate de spațiul dracic ne obligă să spunem că trebuie rescrisă istoria Europei. De mic, instinctiv, am simțit că este imposibil să se piardă această identitate la nivelul unui popor, cum am învățat în istorie, că s-a romanizat într-un timp atât de scurt Dacia și cea ocupată și cea neocupată. În momentul de față, noi ca trăitori, românii la nordul Dunării, bulgarii la sudul Dunării, în mod evident, suntem unul și același lucru. Suntem, practic, urmași ai tracilor, tracii, Traco, Geto, Dacia, aceștia sunt printre noi, de fapt suntem chiar noi.